Sedentarismul, obezitatea, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia și fumatul sunt cei 5 factori majori de risc pentru afecțiunile cardiovasculare. Întrucât bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalității, Federația Asociațiilor Studenților la Medicină din România a inițiat proiectul Crosul Inimii, prin care se urmărește lărgirea orizontului de cunoștințe pe care oamenii le au despre factorii ce conduc la dezvoltarea acestor afecțiuni. În acest sens, Liga Studenților din Târgu Mureș dorește să organizeze o serie de manifestări ce au ca scop ridicarea gradului de conștientizare al târgumureșenilor asupra bolilor cardiovasculare, ce omoară anual la nivel mondial peste 17 milioane de oameni. Ne-am dorit să organizăm diferite manifestări ca să promovăm un stil de viață mai sănătos. La platoul Cornești, în data de 4 aprilie, începe de la ora 10 dimineața, se vor face două ture, 5 km are traseul cu denivelări și se vor împărți pliante, iar câștigătorii vor primi diferite premii. Așadar, competiția din 4 aprilie de la platoul Cornești susține promovarea unui stil de viață sănătos, în special prin intermediul joggingului. S-au înscris un număr chiar destul de mare de voluntari și din nou, evenimentul chiar a luat amploare, întrucât ieri am început să distribuim formularul de înscriere și până astăzi s-au înscris deja 30 de persoane. S-a dovedit că cei care au deja o afecțiune cardiacă și practică o activitate fizică regulată pot ajunge în situația fericită de a micșora dozele medicamentelor. Exercițiul fizic produce arderea caloriilor și implicit scăderea ponderală. De asemenea, ajută la scăderea colesterolului și a trigliceridelor din sânge. Astfel, mușchiul cardiac va munci pentru un indice de masă corporală mai mic, iar la nivelul vaselor nu se mai depun grăsimi și nu se mai formează plăcile de aterom.